10, 9, 8, 7, 6. Și eu trebuie să țin. La mulți ani. A, eu trebuie să țin. La mulți ani! Dan Negru! Odată am încurcat un revelion. Oamenii care m-au chemat să fac evenimentul ăla m-au cazat într-un hotel, dar evenimentul era într-un alt, eu n-am știut. Și am coborât în hol, unde se întâmpla revelionul, m-am dus să ies, să uitau tot, să am luat microfonul, la mulți ani, pa, perfect! Mi se părea ciudat că nu, știu că nu mai știu, Connector sau Delia, cineva trebuia să urmeze și nu urma, știi? Mi s-a părut ciudat, mă, că nu s-o fi înțeles la bani, ceva, ok. Poate, la revedere, și am plecat. Și mi-au telefonul și aveam vreo 30 de apeluri. De la aia care mă plătiseră. Unde ești, mă, că a trecut revelion? Păi nu mi-am dat seama și l-am încurcat. Eu sunt la revelion. Exact așa, cred că l-am încurcat aici. Eu n-am venit cu nimic pregătit și m-am îngrijorat un pic. L-am văzut pe Bogdan, i-am văzut pe toți. Alex, da, a fost și mai Alex, pregătit. De la Recorder, a avut un text impecabil. La mine e freestyle, adică... Da, dar uite, putem să te ajutăm cu acest naiba, titlu pe care tu l-ai dat. Cum se obține autenticitatea? Da. Mama mea. Cum se obține autenticitatea? Poți să zic cum țip, dacă vrei. Da, chiar sunt. Știi? Să zic de unde am început să țip, vrei să spun? Cu foarte, foarte multă vreme în urmă, cu vreo 20 de ani, prezentam un show de televiziune. Era cu niște șopârle, le băgau unii mâna la niște acvarii, ceva. După care am făcut un altul, ceau, Darwin, dar să vă zic ideea care era. În platoul de televiziune noi am cumpărat formatul, dar oamenii care erau în public, erau primele show-uri din România cu vreo 200 de oameni în public și oamenii nu aveau boxe unde să audă ce spun eu. Televiziunea de atunci, băi, cum să mai luăm și boxe, las că urlă Negru. Și eu m-am trezit în fața publicului, bună seara, bine ați venit, și suntem împreună, și atunci eu am început să țip pentru ăia. Știi? Și țipam, băi, aveam invitați care, nu pot să le zic nume, veneau, unii nu auzeau și bagă mâna la acvarii. Și noi nu aveam, adică nu era sonorizată sala. Bun, s-a terminat formatul ăsta și am început unul cu copii. Nu Nextar, cu mult, bunicul Nextarului. Și am început emisiunea, erau copii, până seara, ce faci? La care domnul Lazarov, fac o paranteză, acum îi port mereu memoria domnului Valeriu Lazarov, unul dintre cei mai importanți oameni de televiziune pe care i-a dat planeta. A fost director general la Mediaset, a fost director general la TV Spania, a construit televiziunea în lume. Ca să vă faceți o idee, doar de fiecare dată când Real Madrid câștigă o mare cupă, o cupă intercontinentală, continentală, TV Spania difuzează primul film în care echipa Real Madrid a apărut vreodată la televizor. Se numește Real Madrid și Lazarov mi-a povestit la un moment dat, domnul Lazarov, mi-a povestit cum a apărut filmul ăsta, că cel mai bun prieten al lui a zis, fă ceva și cu jucătorii mei. Și prietenul ăla se numea Santiago Bernabeu, cel care azi dă numele stadionului. Mă rog, am închis paranteza de Lazarov. Și domnul Lazarov a venit la mine și mi-a zis, de ce nu mai țipi? Păi, că să știu, bă, cum să-i sperii, că e cu copii, era... Nu. Mi-a zis, țipă, pentru că asta e un brand pe care poți să-l duci mai departe. Nimeni nu mai țipa la televizor. Nu, că aveau boxe. Și am zis, să țip? Și m-a zis, și în clip de foarte multe ori, de-a lungul anilor, am auzit, pe mine m-a bucurat de 1000 de ori mai mult când auzeam, uite-l mă pe ăla care țipă la televizor, decât când auzeam, uite-l pe ăla de la antenă sau de la TVR sau de la canal sau de unde o fi. Adică întotdeauna am încercat să fug, să mă asociez cu un brand și să fiu eu însumi ăla care să scape de orice. Și de fiecare dată când auzeam, bă, uite ăla ce țipă. Ce... De asta eu cred că e foarte important în autenticitatea asta să-i găsim pe oamenii care ne-o descoperă, știi? Eu cred că Dumnezeu ne dă în viață 2-3 întâlniri esențiale. Întâlnirea aia poate să fie o iubită, o soție, un profesor, un mentor. Eu țin minte perfect, de exemplu, ziua în care mi-am întâlnit soția, locul. Țin minte perfect locul spre în care... binele tău. Spre binele meu, locul în care l-am întâlnit pe Valeriu Lazarov, țin minte perfect ziua, locul. Sunt oameni care m-au salvat, știi, care mi-au dat un drum. Eu cred că dacă îi ratezi întâlnirea cu oamenii ăștia, ți-ai ratat viața. Cred că asta e toată șmecheria și în autenticitate. La un moment dat era o mare inundație și un tip care era habotnic și credea în Dumnezeu a rămas în casă, știi? Și a trecut cu barca. Vino mă în barcă, fugi, bă, eu cred în Dumnezeu. S-a urcat la etaj, apa creștea. Altul cu barca. Vino mă, fugi, bă, Dumnezeu mă salvează. S-a dus sus pe acoperiș. Al treilea cu barca. Hai mă, Dumnezeu mă salvează. A venit, a murit, a ajuns în fața lui Dumnezeu. Doamne, dar m-a lăsat singur. Boule, 3 bărci ți-am trimis. Adică, cred că e foarte important să fii atent la bărcile care trec pe lângă tine. Mie autenticitatea asta
în televiziune mi-au descoperit-o oameni și lor le port recunoștința. Și cred că mai e o chestie importantă, să fii pe contrasens, Ștefania, jur. Adică, mai ales în jobul ăsta nostru, e cel mai tare să fii pe contrasens. Să mergi, știi, când pe autostradă vin toți, tu să te duci invers. Mi-amintesc că... La figurat, nu la propriu. Da. Că îmi amintesc că imediat după anii 90, toată lumea era la televizor foarte serioasă. Bună seara, stimați telespectatori. Și am auzit eu, băi, am șopârle! Vreți șopârle? Și lumea zicea, băi, e unul cu șopârle care țipă, ești nebun. Și era imediat după 90, lumea era, știi? Bună seara. Da. Și făceau niște cifre din astea de audiență, 67, mă rog. Eram pe contrasens. După care, când toți erau cu șopârle, am adus copii. Și lumea zice, bă, copii, în prime time. Fugi, mă, că nu se uită nimeni. Copii! Iar am fost pe contrasens. Am mers. M-am dus acum, am făcut emisiune, toată lumea face șopârle, de le făceam acum 20 de ani. Și eu m-am dus acum și să facem un quiz cu litere. Litere, mă? Litere? Toți din breasla mea, absolut toți mi-au zis, păi tu ești tâmpit, stai mă acolo că știi bani, stai de noi. Litere, mă, nu trebuie să fii vai de, mă. Din nou pe contrasens, știi? Important e să fii, să te duci într-o măcelărie și să întrebi, bă, legume aveți? Păi ești tâmpit, legume. Dar e foarte tare să cauți legume într-o măcelărie. Cred că ăsta poate să fie un secret. Știi, acum, ca să mă dau mare, că am văzut că toți oamenii... are Blaga una foarte mișto. Zice, cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. Da. E foarte tare. În meseria noastră, în jobul nostru, în televiziune, e un playback general. Unii fac și alții se prefac că fac. Mi-a zis domnul Adrian Păunescu chestia asta și am ținut-o minte perfect. Mi-a zis, bă, în televiziune la voi e playback. Unii fac și alții se prefac că fac. Mi-a plăcut-o, am ținut-o minte. Exact asta e, ați văzut, se copiază unii pe alții. Mergi pe contrasens. Când simți că toți merg într-o parte, tu... așa ca autenticitate, cam asta e. Cam asta e, da. Așa. Până și cu discursul ai fost autentic, adică... Plecat, da. E, nu? Da, adică, da. Fiți voi, că ceilalți sunt luați deja. cred că asta e șmecheria. Mie îmi place mult de Ștefania, e smart, îmi place și la televizor. Vai, o las pe covorul ăsta mult. Aici. Și să o aplaudăm! Nu, pe tine! Mulțumesc mult!